Ce să vă spun astăzi are legătură cu, să le zic între ghilimele, prieteni. Știți și voi cum sunt prietenii? Și o să vă spun ceva care pare rupt din filme sau poate, nu știu, pentru că e un coșmar real. În 2006 așa, aveam un prieten care îi duceam la, era închis la pușcărie pentru furt. Și știam că s-a comunicat. Dar am constatat cu stupoare că avea de gând să fac altceva. Așa, deci eu îmi duceam țigării timpului prietenul meu, duceam de la pușcărie. Nu puteam să dau altceva pentru că nu mă duceam cu mâncare. Totul a decurs așa, pisoare. Bine că m-am prietenit cu el în timp ce eram în pușcărie. Nu am putea să-l cunosc cum e cu adevărat. Dă-mi vorbe, mi s-a părut vorbea treabă și am crezut opinia mea că s-a schimbat. A venit momentul să se rizareze, știi? 6 ani sau... M-am dus la el fericit. Și eu fericit că se liberase și știam că l-am zis, nu? Dar între timp el... Am făcut mai multe manevre care s-au introdus în telefon acolo, în celul. Și omul nu știu ce a vrut să facă, să ce a făcut de fapt. Cu telefon. Am înțeles că l-a confiscat. Și sancționat de mai multe ori. Dar hai să trecem la subiect. Deci nu știu ce e asta pe care îmi pușcării de telefonul și cu ce s-a ocupat. Înainte să se libereze, am trecut până la niște prieteni ai lui și aveau o dubiță, mașină, transport. Zice, hai urcă sus că o să ducem ceva, nu știu unde, niște săculeți, nu știu ce era. Eu să dau o mână de ajutor, nu văd ce săculeți acolo. Nu erau gri. Dintr-un moment de neatent am atins cu sacul, cu unul dintre saci, am atins de, nu știu ce era, ceva era pe o masă și când am vrut să iau sacul, nu știu de ce. M-am împiedicat sau... Am atins cu sacul și s-a găurit.
Bine că sacul nu era plin, dar... Și ce constat, totuși, ce am constatat că era un praf alb. Când zic că e foi, mă las așa. Zic că nu, nu știu cum să fac, să șterg repede de jos, să arunc. Am luat un pumn. Și ce zice unul în spatele meu? Zice, ce ai făcut cu unul ăla? Totuși încerca, nu să zic că, băi, nenorocitule, ce ai făcut acum, vezi că să dai din gură, să nu spui nimic, să... Nu mi-a zis așa. Zice, ce ai făcut, mai rup sacul? Și am zis, da, scuze, uite ce am făcut. Mi-a căzut. Luasem și pumn. Luasem cu pumnul din... Erau punguțe așa. La ce sac. Nu știu ce era deasupra. Erau... ceva de plastic, nu știu. Și în punguțele alea... Eu am luat o punguță de aia și... Am luat așa un pumn, zic că... Ce ai vrut că... S-am prăpădit făina, s-am dat-o pe jos. La care eu să... Nu știu că... Mă, nu știu ce-o fi. Că toată să iau... Asta s-a uitat la mine foarte atent. Pentru că, de fapt, nu era făină și era ceva. Și au venit toți acolo să constate că tot. Eu atunci am prost un moment de glumă, hai mă, nu vă supărați, nu știu ce, parcă am văzut așa că vă supărăzic, pentru ce, pentru un sac că l-am rupt. Au ieșit doi până afară, au vorbit. Rămas cu mine. Și eu tot eu adunam de acolo și... Și am zis, hai mă că uite, e o gură de făină și... Să nu mai fi supărat. La care constat în momentul de actual că ăla mi-a zis eu în locul tău n-aș face lucrul ăsta pentru că aș ajunge în cor. Zic, păi de ce, frate? Ce, mai bine să nu știi. Bine, ok. În regulă, hai să adunăm tot ce se face. Zice, lasă că adun, eu las. Mi-a rămas puțin pe degete așa, în capul ăla. Și ăștia mi-au zis, bă, du-te ori du-te la baie să te speli pe mâini, ori vină să turnăm noi niște bere, bă, să te speli, că n-am vrea apă. Nu las că mă duc la baie. Bine mă duc, că am văzut că s-a uitat după mine. Eu totuși având pe degete, mă gândeam că e ceva necurat. M-am dus la baie și am pus pe limbă. Că nu sunt un drogat acum, să nu ziceți că, dar am constatat imediat că sunt drogut pentru că mi-a venit să vomit și mă gândeam că nu ce putea să fie altceva, o travă sau doar gustam, nu înghițeam, e că nu face nimic. De unde știu gustul la droguri e altă treabă. M-a interesat să nu pe internet ce gustau și cum e să nu gusta, cum să spun, medicament așa. Da? Ce zic că au loc, băi, că ce-am făcut. Am ieșit de acolo, zic, hai mașină, hai să mergem să luăm pe ăla, trebuie să se libereze. Tot el mă trimisese la ei, tot el m-a băgat în masă.
Vedem că se uită suspect la mine. Se uită suspect. Nu știu de ce. Zic, mă, am ceva pe față, cumva. Zic să... Nu știu. Nu, frățioare, stai liniștit că... Baros, nu, stai liniștit că... Așa suntem noi. Dacă te deranjează cu ceva pe ăsta, ui. Zic, nu mă deranjează cu nimic. N-am văzut că tot părută la mine. E bine. Ia o țigară, ia. Am luat o țigară. Tot se uită la mine. Și mi-a venit mie să iau telefonul să sun. Păi cine sun? Păi... Sună... Sun pe cineva, că... Vreau să-i spun să... Mi-o aranjez în cameră ceva. Că poate le iau și pe... Pe ăsta care trebuia să se libere. Îl luăm pe la mea. Zice, hai mă, cum te-ai găsit să sun? Nu știu, în mintea lor se gândea că poate sunt poliția. Te spun ceva. Zic, mai să cobor... Să cobor până afară, că... Vreau să mă duc să... facă deci vizitățile. Bine, mă, du-te, hai. Am luat-o puțin mai încolo, mai erau niște oameni. Și stai, mă, unde te duci? Și eu tot am vrut să sun la poliție. Greșeala mea, știi, care a fost că am sunat, m-a strigat și am dat cum să zic, tapașa. Am renunțat să spun, am zis că sunt după aia. Ce altă lume era, m-a s-a apelul acolo și nu m-a șters. M-a chemat ăștia repede. Vin în mașină, hai să mergem, că trebuie să ne grăbim, că au program, că au la pușcărie. Da. Cine zice unul dintre ei? Nu, nu dai și mie telefonul tău puțin? Păi de ce? Că am și eu aici, mi-e rușine, am niște filme, niște clipuri porn, am niște... Am dat de mic și... La insistența lor n-am vrut să stau, dar zicea că ideea de ce nu le pești mă telefonul tău să vede. L-am dat până acolo. S-a uitat și a văzut, cred că, apelul care se face să mă politici. Prins că vreau să-i dau un gât drogul. Să vrei, păi, și cum să te duci, tu te duci la pușcărie, Marfa, după tine. Asta n-am putut să înțeleg, deși mi-am dat seama că era un lucru care nu trebuia lăsat. A văzut apelul și mi-a zis că, frate, tu ți-ai dat seama ce, despre ce e vorba, da? Stai liniștit că nu se întâmplă nimic, voi nu ocupăm, tu n-ai văzut, zic, frate, și eu nu, stai liniștit că nu spun la nimeni, n-am văzut, nu știu nimic, nu. Și eu am început să mă rog, e vă rog frumos, deci nu, nu avea și pistol. Nu știu ce fel de pistol, oricum. Era pistol care, fără țintă bună. Pentru că nu de ce vreau. Auziți-mi nu ceva pe s-o pistole și cu am văzut pe acolo. Așa, totul a decurs drumul. Iorul la rugă. Mă rugam de ei să mă lase în pace după că nu spun nimic. I-a zis, lasă că nu e nicio problemă, rezolvăm cum rezolvăm și vedem treaba, hai să mergem să luăm pe respectiv care trebuie. Am ajuns acolo, nu știu, și-a făcut bagajele. Când s-a văzut liber tipul, a ridicat mâinul sus, a, libertate, el. Am zâmbit și eu, dar... S-au tras mai departe, zice, du-te tu până acolo, că tu vezi să-și mai ia ceva și
îl aștept cu mașină. Du-te mașină și ai grijă acolo că trebuie să facem treaba, să facem tot. Da, nu gândeam că ei să putea să discute. Dacă am văzut că face la toată lumea ca și cum s-ar fi enervat. Și am mâncat alta cu pighiara. Dacă îi perise tot ce făcă, ieșe cu pușcă din ăsta. Vedem dacă ajunge iar, că încă unul la mai că poate reclamă. M-am mâncat în mașină. Eu sunt destul de sus la lucru, ca și de obicei, ținând o legătură cu el. Da, mă, bine, îmi spune el. Bine, lasă-mă, că sunt obosit, că n-am mai tras aer, nu știu ce, că aer curat, de libertate, mă lua pe de-asta. La un moment dat am oprit undeva, mă așteptam la orice. Poate mă dă jos când îmi trage câteva în cap sau știu ce face, mă închide, mă sechestrează. Am dat jos, s-a dat el jos și am rămas în spate, nu-l cobor, frate. Ce zicem, că trebuie mai bine, nu știu cum gândeam eu atunci, de ce să mă duc afară să-mi tragă vreo câteva bunte în cap sau... Rămân în mașină, care poate nu riscă să rămână sânge pe mașină. Mă gândeam atunci repede, că nu știu. Rămân în mașină, zic, rămân. Bine, rămân în mașină, discutau acolo. Și am văzut că ăsta, în ultimii și-a scos pistolul de la spate și l-a dat ăsta. Nu știu dacă a făcut seara pușcărie. După de mi-a spus prietenul meu care s-a liberat, nu cred că a făcut seara, cred că pasă. Dar văd că băieții se ocupau cu traficul pe droguri. El colonele s-au putut cum ai zis, uite așa, a urcat în mașină, a dat pistol. Mă uitam și eu la pistol. Să țineam în ușa. Zice, tu știi care e treaba, da? Nu vreau să ajung, când spune el mie, nu vreau să ajung înapoi după gratis. Deci să nu faci vreo prostie sau să... Da? Nu fac nicio prostie. Ce plan au pus la cale să... Mă lase că să îmi dea un traseu pe care o să mă duc, nu cu droguri. Mă gândesc că mă trimitea din prima șantă. Avea de gând să scape de mine, mai ales ăsta, cred că un tren special sau care s-a liberat să se ocupe de mine. Mi-a dat un traseu, zice, băi, uite aici coborâm, faci așa la stânga, la dreapta, acolo te așteaptă cineva și îți dă ceva pentru mine și... Deci, păi ce, lasă că vezi, păi un pachet cu niște bani care trebuie să mă dea. Am și eu, ce are dosarul de la apartament, contractul de la apartament, unde să duce cărți, iată, zică, păi de ce nu se duce? Zică, am văzut tot, că sunt așa, vreau să stau puțin de vorbă cu ăștia doi. Și mi-a șoptit la urechii, zice, lasă-mă că scap eu de ei, te scap eu de ei și nu știu ce. El mie, tu du-te pe traseu, așa și el, după ce ți-am zis, dar lăsă-i că te așteaptă cineva. Mi-a lăsat și telefonul. Nu știu de ce, nu mi l-a luat pe asta, nu mi-a de gândit. Deci nu știu de ce nu m-a luat pe loc, sau de ce nu se acteva. Am vrut să mă apendeze. V-a zis, m-am gândit că să nu vrea mașină sau jos sau să lasă urmă sau... Nu știu ce fel de scenă vrea mașina asta. Cu capul.
m-am dus înainte, eu, ca om corect, am fost un politic. Am sunat la poliția ta care este, nu vreau să reclam, eu în timp ce mă duceam înainte, ei rămăsese la spate în mașină. Așteptam să mă duc mai departe, probabil, nu știu, să mă ia de la distanță sau să cad pe acolo, nu știu, nu sunt tragă de aproape sau să vadă cineva. Nu știu cum vreau să fac. Vreau să reclam. Da, pe unde sunteți, i-am spus lui voi, i-am spus nu știu cum am scăpat, că eu n-am luat-o pe unde mi-a zis el, deși eu știam că nu mă așteaptă nimeni. A luat-o pe altă parte, unde am dat întâlnire la poliție. Veniți aici, nu știu ce, întâlnii care, ca să vezi vorba aia că a vrut, deci ce am făcut? M-am dus cu ei, poliția, unul din ei. Ce să-i cer, mă, frate, la poliție? Că și acum am zis, nu știu ce să zic, nu pot să nu știu. M-am dus, uite, și a căutat un portbagaj. E de treabă în cap, că i-am făcut, că nu știu ce. Nu știu, nu le-a luat pistol. Eu nici acum nu pot să-mi explic de ce. Au văzut că sunt droguri. Au luat ei o parte și o parte a mai rămas pe scaun. Nu știu ce fel de scenariu a fost ăsta. Că după aia zice, rămâi cu prietenii tăi și... Păi și cum? Și luați asta pe ideală, nu la secție. Nu pot să-l arestez pentru că... Nu putem, avem niște formalități, nu știu ce mi-a mai explicat ei, cum poate să-i ia atunci. Și că nu era o mașină, la pe 8 la el, sau nu știu ce l-a fi scris, vreo amendă sau. Că până am venit eu m-am mai dus și în corupție. Zic, tu te de aici, așa că mi-a zis să mă duc. Ce-a discutat, nu știu. Dar ce ruptat, acte la control. A găsit și droguri. Cred că au scăpat din cauza că nu era o mașină. Nu e, domnule, mașina mea, nu știu ce. S-a întors polițistul la mine, am spus, ei sunt, dar... Păi uite că am găsit o mașină și nu știu ce, că o să sunăm acum și mă duc. Pentru că sunt niște formalități în oameni care trebuie să le facem în... Ce-o fi, frate, așa de greu să-i arestezi? Nu-i arestat. M-a plecat poliția. M-a mai pus și seria. Din. Să mă vezi pe mine. Ce cu scapa cu ei. M-a luat ăla. Păi bine. De ce ai făcut așa? Că de ce ai zis așa? Că de ce? Toate că nu-i locul. A văzut cineva și cineva v-a dat în urmărire, cineva știa și tu m-ai trimis, eu m-am dus încolo, n-am găsit locul, m-am întors înapoi și am văzut poliția să sar și-o la poliție. Bine, mă, zice că tu ai spus. Și am fugit atunci când mi-a zis din memorie că tu i-ai spus, mi-am dat seama că el n-avea pistolul la el, nu știu. Mi-a aruncat toate mașina sau pe unde le aruncați, nu știu, că probabil le aruncați pe acolo, le împărțărițe pe jos. N-am văzut că unul s-a dus în stânga, unul în dreapta. Unul, stai mă să vorbim. No, și eu să mai stau să vorbim. Am luat-o direct între copacii iar acolo. Parcă ar fi ținut de acțiune, dar nu e. Am luat-o... Cred și m-am dus înainte și am auzit... Focuri de armă. Trăgea după mine... Ăsta cu pistolul. Am văzut și eu.
cât aici. Pentru că erau plantele, zice că e CS, Counter Strike. Erau plantele cu copaci, așa. Noroc că pistolul, marfa nu era de calibru mare, să zici cum o chiște, dar la distanță, pac. Și poate nu știa nici să tragă cu el. Pentru că ieși din pușcărie și... Dar totuși, nu știu de ce vrea să fac la chestia asta. Probabil că l-ar trădat. Probabil că așa se gândea. Probabil că se gândea că dacă ajungea la pușcărie asta e. Sau poate scapă, sau poate cum ne rezolvat el, mă, felul lui. Nu mi-a povestit multe. Dar știa să le rezolv. Zice că de multe a scăpat. Nu a fost condamnat pentru mai multe ale care le-a făcut. Și trecea după mine și... Colonele zicea, vino să stăm de vorbă. Exact ca și în filme, deci nu e... Pot să spun că așa era, deci nu era exact ca în film. Vino să stăm de vorbă, vino și trecea după mine. Nu eu că mă omor sau nu știu ce ai niciodată. Nu lasă-mă în pace că nu știu ce, că plec, că mă mut în țară sau nu știu ce. Urlam pe acolo. Ai mă, vină în pace că să stăm de acolo. Ce-am zis eu atunci? Am gândit prost. M-am zis că mă duc, mă, că ziu. Eu n-am văzut ce să mă apuc, ce să te apere. Îmi trăgeam în câteva plante și... Hai, mă, că ziu. Dar nu mai trage. Hai, mă, că nu mai trag. Uite, îți zice... Auzeam de la distanță, uite, auzi... Știi cum să armeze... Nu știu dacă știi cum să armeze un pistol. Uite, mă. A făcut clic-clic și i-a scos ăla încălcător. Uite mă, na, ce mai aveți. M-am dat eu pe undeva unde mă putise eu pe acolo și zic, nu cred, mai un gând, înțeamnă. Știam și eu despre ea. Hai mă că apăs, uite, apăs pe trăgaș de 10, apăsat de 5 ori, mi-am dat seama că nu e nimic. Nu pot să-l mai arde. Armează-l. Am pasit pe alea. La armata, trag piedica, ca și cum dacă ar fi ceva, glonțul vine pe țeavă și trage-le. La armata. Lucrătorul era jos. Aș arunca cu glante pe acolo. Ca să văd eu. Văd eu că nu, că l-am descărcat. Vino mă încoace, nu știu ce. Am venit. La distanță așa de vreo 10 sau 20 de metri. Bă, de ce ai făcut așa că zice? Nu vrei să faci parte din echipa noastră sau nu știu ce? Și am constatat că a tras cu coada oștiului în stânga. Bă, da, dar mi-e frică cum mă urăsc, nu știu ce. Am avut două mură, m-am glumit, am tras după tine ca să te înveți minte. De ce ai chemat poliția? Nu știu. Hai să rezolvăm dacă e cum... Mergem pe rata. Și zic eu... Dar de ce nu? Aici cel mai bine e să aruncați marfa și să vă predați. Așa i-am zis. Na, țineam cu unul, eu nu permit să facă trafic pe droguri sau... Nu permit. Aruncați marfa. Am auzit un clinchet. Am armat pistol. Și ăsta a zis, nu, lasă-l că vorbesc cu el. Și a făcut o mișcare cu cap așa. Și am văzut că i-a aruncat pistol. I-a aruncat pistolul așa,
Când a apucat să-l ia de jos, am și fugit. M-a dat în spânca asta, dacă nu, nu trăgea un altul. Nu mai scapă lui, te prinde. Te prinde, te faci. Domnule, gata, nu mai, lasă-mă. Nu știa asta să tragă, ori nu vrea să mă împuște, ori nu știa să tragă, pentru că tot trăgea într-un așa, trăgea numai pomeni numărinte. Cred că venea să zic, băi, și dacă sunt 10 ca, 10 ca mine aici, cred că nu nimerești tu, ori nu trebuie să mă îmbubor, ori să te joci cu mine. M-a alergat vreo câteva sute de metri. Și am ieșit în lume. Am uite. S-auzea foc. Un moș pe lângă mine, nu numai putea să mă respir. Mă, tata, nu te speria, că eu sunt ăștia cu... După căstioare, după... După iepuri. Eu dădeam să spun, abia mă putea să mă respir, voi că sunt mafios, s-a liberat, nu știu ce. Ce zici, mă, de unde ești, mă, de unde ce? Tu te mă acasă. Oamenii se povestesc. Și l-am văzut și pe ăsta, că a ajuns acolo. Domnule, vreau să mă urmare, vreau să mă urmare, că eu la eu, vreau să mă urmare. Cine mă să-ți urmare? Cum mă să-ți urmare? Cine mă e tacul? Cine? E vreo rog de-a ta? Cine? Că văd zic că striga după tine și... Ție 10 coronel? Ce strigă? Nu-i vă jucați acum sau ce faci? Păi, fă, nene, nu mă joc. Ea vrea să mă împuște să mă. Nu-i venea să creadă. Păi sună o poliție și... Și să mă duc, mă tremură mâna pe telefon. Sunt poliție. M-am sunat că își dea să ies după asta, să plece. Și m-am dus eu la secție și ca să vezi cu stupoare că zice, că dar nu-i practic de greșit adresa, știm despre cine e vorba. Tu tocmai în zona asta te-ai găsit să ne spui. Ei știau că noi am discutat cu ei, zice, am discutat cu ei tot așa. Nu știam că au drogurile la ei și am profitat și noi, zice. Îi râdeau, nu am zis, zice, ai un trebuie să dau o sigară. Zice, dă o sigară. M-au pot ocupa un pomor, du-te mă astăzi. Uite, dau și să fii un pe. Păi și ce fac ăștia, nu mă împușcă? Dacă știm noi cine... Numai dacă nu mai sunt tu la poliție, ia să ai. Știu, te zici, cum te zici, cine crezi că te crede cineva? Mai ai tu ocazia, spune mie, că mai ai tu ocazia să te duci face to face cu ei, la lângă ei, acolo, să le arăți. Cred că nu o să mai ai ocazia să spun eu. Și dacă mai stai mult pe aici, zice, îți dau mâna de te bag sub băncile astea. Că acum ce fac? Am plecat pe fie. Zic, uite mă, ce prieten. De ce? Pentru că nu am permis să facă tati cu droguri. Nu am permis. Și ce să mai sunt, și ce să mai fac la poliție. Că vă întrebați după aia de ce nu mă sunt la poliție și de ce nu mă duc la IPSI. Nu mai mă duc, pentru că, în primul rând, poate nu mă crede. Poate mă crede nebun, da? Și poate dacă mă duc acolo, nu mai este să știu eu unde sunt. Nu mi-aș spune unde stai. Unde stai. Ce știi cum sunt? Pitii și acum, să poate. Am aflat pe tine ceva. Efectiv, dacă mă duc acolo, acolo-i găsesc.
O să încerc să mă duc, dar nu par avea rău să mă opa. Nu cred că mă rău moră, pentru că nu cred că sunt relevant. A încercat să mă sperie. Să zicem că a reușit, că au reușit, deși pe mine nu mă sperie. Știam că nu moare și... Ca să omor un om, de mai multe motive. E încercat să mă sperie. M-a speriat, atunci. La obiect, m-ar fi. Nu. Și asta e. Deci eu am crezut prieten și uite că... Nu mă ierta, poate. Dacă țineam cu lege și în continuare cu lege. Deci nu mă iert. Asta e tot. M-am prietenit cu cine nu trebuie și... Cred că m-a lăsat în pace. Așa că m-a lăsat pentru că... N-a venit pe mine, nu m-a sunat nimic. Deși știa numărul meu, nu m-a căutat rău. Și el așa cumva, mă rog, l-am sunat și mi-a spus că el pleacă din țară și nu mai caut. Și am zis că a terminat prietenie cu mine că el ce vrea să facă, să se ducă la muncă, cine l-a angajat de păr, că era plin de tatuaje. L-am întrebat de ce face așa. Nu mai contează, zice. Dacă o să mă vezi vreodată la pușcărie, înseamnă că s-a zis că nu mai, dar acum nu știe să facă și nu știu ce. Bine, s-a fost ce fericit. Am terminat prietenia cu asta.